Cine spune că trebuie să porți haine puține pentru a fi sexy, greșește. Nu o spun eu, ci un specialist, Adina Buzatu. Mai mult, femeile în haine bărbătești fac furori în întreaga lume. Tendința unisex e din ce în ce mai prezentă și în România. Ei bine, dacă v-am trezit interesul, atunci trebuie să știți că o astfel de prezentare va avea loc duminică în București. Responsabil, Adina Buzatu, care a acceptat invitația noastră. Adina, bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Spune-ne despre ce este vorba în această prezentare. Este o prezentare deținută masculină ale brandurilor pe care le am în magazine, dar sunt ținute stilizate atât pentru femei cât și pentru bărbați. Pentru că este foarte important. O femeie poate fi sexy în haine masculine. Eu am de foarte mult timp cliente, exact brandurile ale căror colecțiile vedeți acum, sunt foarte potrivite și pentru femei datorită unei tăieturi medii. Nici prea masculină, nici prea feminină, pentru că aceasta este tendința, însă avantajează extraordinar corpul. Și asta e foarte important, pentru că știm cu toate. Când cumpărăm o pereche de gingi, ne uităm în primul rând cum se vede posteriorul. Ni-l face mai așa, mai așa. Asta este, e o realitate. Mai mult decât asta, este într-un fel o continuare a campaniei anti-pinch, pentru că încerc să demonstrez că nu trebuie să punem mult ca să arătăm bine. O femeie poate fi îmbrăcată simplu, îmbrăcată din piese de calitate, din bumbac, din in, din mătase naturală, fără prea multe briz-brizuri și totuși să fie foarte sexy. Am dat exemplul acesta de 100 de ori și îl dau încă o dată. Întotdeauna o femeie dezbrăcată este sexy cu o cămașă bărbătească deasupra. Mult mai sexy decât în lenjerie intimă de dantelă, să zicem, cu pietre de nu știu care. De ce? Pentru că totdeauna bărbații au așa un cârlic când văd lucrurile acestea și puteți întreba, domnilor, întrebați-vă soții sau de ce nu testați. Dar cum ți-a venit această idee? A început ca o glumă. Am făcut cu Dana Săvuica ani în urmă, a pornit de la o glumă și atunci. Ea căuta o ținută spectaculoasă pentru colecției de pantofi din Reptila. Și atunci am zis, ok, cămăși. Cum arată mai bine o femeie decât cu o cămașă superbă, picioare frumoase și o pereche de pantofi cu top, sincer. Extraordinar! Acum însă am pornit de la surpriza de ziua mea, pe care mi-au făcut-o prietenii, am făcut o prezentare, am organizat o prezentare, știam că este pentru o revistă, nici de cum prezentarea de ziua mea, și mi-au trimis, vezi, doamne, din greșeală, fete în loc de băieți. Am spus așa, mi-ați greșit, nu? Dar eram și nervoasă, eram și supărată, tocmai au vrut să mă preseze puțin, să mă ducă la limita aceea în care, în momentul în care aflu că totul a fost o surpriză, să rămân pur și simplu mască, lucru care s-a întâmplat și da, a ieșit foarte bine prezentarea, 30 de outfituri masculine pe fete. Toată lumea a spus excepțional. Și care a fost feedback-ul acestei prezentări? Sunt româncele receptive la așa ceva sau încă sunt rezervate? Așa cum ți-am spus, aveam deja cliente, dar e adevărat, era vorba de femei originale, femei cu mult simț estetic și cu multă personalitate. Însă, după această prezentare, am început să am mult mai multe. Mai mult decât atât, am primit chiar comentariile criticilor de modă, care mi-au spus foarte interesant, ne-a plăcut. Râzând, le-am spus că n-a fost neapărat o idee sau nu am dorit să fac asta, ci am fost puțin forțată să spun. În momentul în care ți se spune nu avem variante, știi cum e, ne pliem după posibilități și a ieșit. Însă, lăsând gluma la o parte, pentru că până la urmă nu este neapărat o glumă, ținutele masculine sunt sexy, chiar purtate de femei. Și unde pot fi purtate ținutele masculine? Sunt doar casual pentru toată ziua sau pot fi purtate și la ocazii deosebite? Pot fi purtate și la ocazii deosebite. Să nu uităm că pantalonul masculin din totdeauna s-a purtat seara. A arătat superb. Să nu uităm că în acest moment unul din must-have-urile, că ne place nouă să spunem astfel de cuvinte, must-have-urile sezonului, este bineînțeles sacoul masculin. Pus la o rochie feminină, rafinată, pus la o pereche de jeans și așa mai departe. Deci, da, ținutele masculine se poartă și, doamnelor, puteți avea curaj. Însă, trebuie să fie bine lucrate, de bună calitate, altfel să știți că simplitatea aceasta
are și anumite riscuri. Printr-o ținută simplă, sigur, n-ai șanse să dai greș, nu riști, da? Dar dacă este prost lucrată, se vede. Fiecare detaliu se vede. În momentul în care ai foarte multe accesorii, nu știu, perle, perluțe, broderii exact și altele, vreau să întreb, ce vede. Accesorii avem voie să purtăm pentru a nu greși, pentru a nu cădea în ridicol până la urmă? Trebuie să ai grijă să fie accesoriile în ton cu personalitatea ta. Dacă ești o persoană rock și ești genul, îți place foarte mult să fii nici prea elegant, nici prea casual, poți merge, da, pe accesorii scumpe, bineînțeles, dar poți alege și ceva elegant. Însă, vă spun ceva, o femeie masivă, puțin mai mare, este penibilă cu lănțișor subțire, subțire, subțire și cu medalion mic, 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 mic. Întotdeauna încercați să vă asortați accesoriile la personalitate și la aspectul fizic. Adina, mai avem doar un minut. Eu vreau să te întreb cum a mers campania voastră de luptă împotriva prostului gust. Ați reușit să convingeți oamenii că a îmbrăca mai puțin înseamnă mai mult, adică poate fi o persoană mult mai elegantă în modul acesta? Am reușit și campania nu s-a încheiat, însă am avut feedback foarte bun, atât de la clienții mei care îmi scriu pe site-ul meu și îmi spun tot felul de lucruri despre ceea ce discut în emisiuni și îmi place, recunosc. Îmi place faptul că interesează. Îmi place faptul că spun, aș vrea să nu fac astfel de greșeli. Îmi place faptul că ne-am schimbat puțin. Bineînțeles, există și persoane pe care nu pot să le schimb, dar nu despre aceștia vorbim. Însă sunt convinsă că de când am început această campanie, mult mai mulți miri arată bine. Și fericit! Mulțumesc mult și aștept cu interes prezentarea cu de mare duminică. Drag! Mulțumesc. Vă pup și mulțumesc de invitație!